La începutul acestui an, centrul rezidențial pentru persoane de vârstă a treia din cartierul Ostroveni era inaugurat pentru a doua oară. În 2014, azilul a fost concesionat de edilii de atunci pe o perioadă de 40 de ani unei fundații. Concesionarii s-au obligat să facă reparații și să asigure dotările cu mobilier, iar primăriei urmau să-i revină 12 dintre cele 80 de locuri din cămin pentru cazuri sociale deosebite. Investițiile s-au făcut, la fel și dotările interioare, însă căminul nu a fost pus în funcțiune pentru că fundația nu a obținut încă anumite autorizații. Proprietarul sunt obligați ca să depună cerere pentru a obține această autorizație. Ar avea un termen în care să o depună actele? Din noua legislație trebuie să obțină până la jumătatea anului următor. Edilul municipiului Râmnicu-Vâlcea spune că a dat termen fundației până la sfârșitul acestei luni să ia măsuri pentru deschiderea azilului. În caz contrar, acesta urmând să fie din nou trecut în proprietatea primăriei. Sunt nicio formă, nu-și va schimba destinația, dar dacă nu vor intra pe linie dreaptă, își vor schimba cu siguranță, își vor schimba proprietarul. Și bătrânii din Râmnic așteaptă de ani bun deschiderea căminului pentru a nu fi nevoit să ajungă în azilele supraaglomerate din județ. De-abia adus-o la un a găsit loc la un cămin de bătrâni, că pe acolo, pe undeva, în apropiere de PECO. Și aici ar fi perfect, pentru că sunt aproape, vine și ambulanța repede aici. De exemplu, dacă ai copii și nu... Te lasă, te iberiște. Nu mai ești bun, gata. Bine să aibă cine te îngriji, nu? Da, sigur că da. Nu te primești nici acolo degeaba, îți are și acolo niște bani. Asta e toată treaba. Construcția căminului de bătrâni din Ostroveni a început în 2006, iar lucrările au fost terminate în 2010. Din lipsă de fonduri pentru mobilier, clădirea a rămas însă închisă. În 2014 a fost concesionat, iar în martie în acest an a fost din nou inaugurat, fără să fie deschis.